Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut cu sancțiunile împotriva regimului de la Kremlin? Care sancțiune? E bună întrebare. Care deocamdată îl mângâie pe creștet pe țar. Dacă le face și pe aia cu Swift-ul de nu știu ce... Aia cu Swift e importantă, nu, aia e singura importantă, dar... Dar aia nu o fac. Da, nemții și italienii sunt principalii opozanți. Dar ce înseamnă aia? Swift e... Swift. E, cum să spun, ca un sistem de mesagerie super criptată, interbancară la nivel global. Nu se transferă bani automat. Adică nu se transferă bani prin Swift, dar tranzacțiile financiare globale sunt posibile prin Swift. Este deci, un practic, sistem, dacă închizi sistemul ăla pentru Rusia, rușii nu vor mai putea face nicio tranzacție. Da, deci Swift vine de la așa, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. E un sistem de comunicații care datează deja de vreo 50 de ani și la care participă peste 10.000 de bănci din toată lumea. Acum, este o lovitură foarte puternică să suspenzi o țară din Swift. Cred că Iranul a pățit-o la un moment dat. Practic, adică nu că nu mai poți încasa bani sau nu mai poți face plăți, dar e mult, mult, mult mai dificil. Aproape imposibil. Adică e scos din... Se întorc la hârtie și pix, practic. Cam așa. Dar Federația Rusă este integrată în sistemul economic global și pentru că europenii au crezut zeci și zeci de ani că dacă integrezi pe cineva economic, atunci eviți riscul de război. Adică dacă a funcționat în Uniunea Europeană și dacă a funcționat în cea mai mare parte a Europei, de ce n-ar funcționa și cu rușii? Hai să ne integrăm cu toți, uite, noi luăm gaze de la voi, vă dăm bănuții, suntem interconectați financiar, tot, și în felul ăsta suntem mai civilizați. Dar au ajuns în situația în care, de fapt, în momentul ăsta, victima nu mai poate condiționa agresorul chiar deloc. Pentru că dacă scoți Federația Rusă din sistemul SWIFT, Rusia este un mare exportator de resurse, de materii prime, în primul rând, în Europa. Gaz, petrol, aluminiu, diferite minereuri și așa mai departe. Și atunci, dacă nu mai poți să le faci plăți, de ce ți-ar mai da lucrurile pe care le cumperi de la ei, dacă tot nu poți să-i plătești? Asta este, sigur, un motiv pentru care există reticența asta în a scoate Rusia din SWIFT. Americanii vor să facă. Păi, dar stai puțin că scoaterea asta presupune suspendare. Nu e ca și cum îi scoți, le ștergi SWIFT-ul și pe urmă... Băi, suspendă. Și atunci, de ce vrei să cumperi ceva de la ei dacă ei în momentul ăsta sunt agresori și în antiteză cu toată omenirea? Și asta este o bună întrebare, pentru că ești dependent de ei. România e situația fericită în care nu depinde atât de mult de importurile de gaze, de pildă. Pentru că mai avem rezervele noastre. Adică, din câte știu, vreo 15-20% din gazele consumate în România sunt gaze de import. Dar proporția este mult, mult mai mare în alte țări europene. Polonia, Germania este principalul importator, depinde foarte mult de asta. Și Germania are și o relație veche de amiciție, bazată probabil și pe responsabilitate și vinovăție istorică cu rușii. Iar noi avem acest noroc, sigur, cum după modelul românesc... Grădina Maicii Domnului. Da, după modelul românesc, degeaba avem norocul dacă nu ne și batem joc de el. Da. Nu știu dacă ați văzut ieri o știre care, în tot noi anul ăsta de informații care vine dinspre Ucraina, poate a trecut așa mai ușor, și anume că rușii ar fi ocupat insula Șerpilor. În sensul ce e, domnule, în care... cu insula Șerpilor? Aia n-am înțeles niciodată. Da, în sensul în care ucrainienii au pierdut contactul, aveau o trupă mică acolo, aveau, cred că nici un pluton, aveau 13 soldați ucrainieni pe insulă, ei au comunicat că sunt atacați, li s-a cerut să se predea, ei au refuzat și după aceea s-a pierdut contactul și se presupune că în acest moment insula Șerpilor este ocupată de forțele rusești. Problema cu insula Șerpilor este, asta e la 35 de kilometri de litoralul românesc, de fapt de România, de partea nordică a litoralului românesc, de gurile Dunării de acolo. Și dacă vă amintiți, în urmă cu... Când a fost? 2009. Sunt 14 ani, de atunci, 13 ani. În 2009, România a câștigat un arbitraj la Haga, pe insula Șerpilor, pentru definirea platoului continental. Știu că sună complicat, dar... este vorba de spațiul în care România poate explora exclusiv rezervele de hidrocarburi. Și de asta era importantă insula Șerpilor, că dacă cumva ucrainienii ar fi putut demonstra că insula Șerpilor e locuită,
atunci platoul, zona exclusivă a României s-ar fi redus foarte mult. Așa, România a obținut acces exclusiv într-o zonă economică de aproape 8.000 de kilometri pătrați acolo, unde se află rezerve mari de hidrocarburi, de care ani de zile ne-am bătut joc, nu le-am exploatat, domnul Dragnea a dat el o lege offshore de aia complet ostilă pentru orice investitor, și rezervele de hidrocarburi din Marea Neagră sunt explorate acum, dar practic, din câte știu, poate mă înșel, dacă mă înșel să-mi spun ascultătorii, nu sunt și exploatate acum, da, urmează. E ca și cum n-am pierdut nimic, că noi de fapt nu făceam, nu, în sensul că nu făceam nimic acolo. Sunt exploatări și din câte știu, anul ăsta sau anul viitor urma să înceapă și exploatarea, adică să înceapă să fie livrate gaze din zonele respective în România pentru folosință internă sau pentru export. Noi le păstrăm. Nu le mai păstrăm, că dacă rușii câștigă acest război, cred că și vor locui insula acolo. Șerpilor, s-ar putea ca rușii să spună, bă, noi nu ne interesează ce spune Haga, că noi aici pentru noi forța dreptului e mai mică decât dreptul forței. Noi suntem puternici și ca atare nu aveți ce căuta. Asta e zona noastră. Și nu cred că marina română o să intre în conflict cu marina militară. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.